Intrare în vigoare ar fi 1 ianuarie 2022. Legea a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis în noiembrie. Astfel, taxa pe valoare adăugată pentru apartamente în valoare de maximum 140.000 de euro va scădea de la 19 la 5%. Protecția consumatorilor a retras milioane de măști neconforme de pe piață la ultimul control efectuat. La ce trebuie să ne uităm ca să știm dacă măștile pe care le cumpărăm chiar ne protejează împotriva COVID, a explicat președintele ANPC, Eduard Kosminski. În principiu, orice produs trebuie să aibă etichetă cu traducere în limba română și, bineînțeles, să aibă acele caracteristici ale produsului care să-i asigure siguranță și siguranță sănătății consumatorului. Aproximativ 100 de persoane au protestat astăzi în fața Ministerului Muncii. Nu sunt de acord ca salariul minim net să fie majorat cu aproximativ 40 de lei de la 1 ianuarie. Spun că această creștere este insuficientă și nu ține pasul cu majorarea prețurilor din ultima perioadă. Vorbim de salariul minim, care este sub orice critică la acest nivel. Cu acest salariu minim nu se poate trăi. Eu cred că totuși salariul minim trebuie să acopere un coș zilnic. 100-150 de lei în plus, nu 40 de lei. Ministrul Muncii Raluca Turcan le-a propus protestatarilor să găsească împreună o soluție pentru majorările salariale în 2021, dar liderii sindicaliștilor nu au fost mulțumiți. Ora 17:33, rămâneți cu Ana Maria Tatu.